Zilele trecute, dragi telespectatori, am urmărit pe televiziunea națională un documentar despre orașul Fantomă, orașul Onești. Iată, venim și noi, televiziunea exclusiv, în a susține acest lucru pentru că trebuie să arătăm că Oneștiu a ajuns pe mâna unor oameni care nu merită să-l conducă, nu merită pentru că se confirmă încă o dată și avem acest lucru Dovedit că oamenii, cetățenii sunt nemulțumiți de conducerea actuală a primăriei din Onești, respectiv a primarului interimar, domnul Alexandru Cristea. Ați primit, domnule Rusu, multe promisiuni pentru că vă luptați de, de, de o perioadă de vreme cu instituția primăriei și mai exact de câți ani și ce promisiuni ați primit până în acest moment și ce s-a realizat până acum? Sunt 15 ani, am trecut pe al 16-lea, în care an de an am făcut adrese către primăria Onești, către uh, cei pe care cu plăcerii unii au ales, așa, pentru străduța asta Vasile Alexandrii, uh, cu nume de poet național, care nu merită să fie terfelit cu mizeria în care stăm, plătim taxe și impozite exact ca și cel din centrul orașului, care poate să iese în papuci pe stradă, să se plimbi și să privească frumusețea din jurul lor. Iar pe această străduță, repet, care nu merită denumirea de eh, poetul Vasile Alexandrii, un mare poet național, și repet, de 15-16 ani, an de an, am făcut adrese pentru reabilitarea acestei străduții respectiv să o betonezi, să o asfaltezi, să facă un șans prin care să se scurgă apa cel puțin. Ei, am propus, într -un, la un anumit moment dat, într-o adresă, să schimbi denumirea de Vasile Alexandrii. De exemplu, să o schimbi în strada Mocirlei, că ar fi cel mai recomandat să fie așa, <coughs> sau strada doctor inginerie Emil Mnaru, Dumnezeu Silerti, da, n-am murit, dar eu așa le zic de bine celora care au condus orașul ăsta timp de 18 ani. De fapt, el și-a făcut majoratul în acest oraș și nu a făcut decât în interes personal, de grup sau electoral. Acum ce denumire ați dori să dați străzii, să solicitați schimbarea denumirii? Chiar că nu m-ar supăra dacă ar fi exact să dea denumirea strada Mocirlei, că pe asta stau, nu e nicio problemă și nu mă deranjează lucrul ăsta dacă i-ar schimba denumirea. Dar am propus într-o adresă ori schimbarea străzii în strada Mocirlei, doctor inginer Emil Lemnaru sau să ne dea bani înapoi din 1990 de când democrația a triumfat și triumfă în România și personal m-aș ocupa de betonarea sau asfaltarea acestei străduții din banii care se ne dea înapoi, plus să nu plătim taxe și impozite până când ea nu va fi reabilitată, asfaltată, ca să bucure și cetățenii ce locuiesc pe această stradă de un minim confort. Domnul Rusu, dar între timp domnul Lemnaru nu mai este primar de aproape patru ani de zile, acum s-a schimbat conducerea primăriei. Hai să ne referim că și cei veniți mai noi nu s-au ținut de cuvânt. Absolut, de fapt și domnul Laurențiu Neghină a promis că face dregi și n-a făcut nimic și acum mai de dată recentă viceprimarul cu atribuții de primar. Atribuții de primar în prima ședință de înscăunare, păcat că n-a fost acolo și mitropolitul să lungă, tot la fel a promis că face ceva, dar domnia sa de fapt nu răspunde nici la telefon, nici nu primești persoane în audienții, Am mers odată să port o discuție iarăși vis a -vis de străduța asta Vasile Alexandrei, Pauză, nici n-a dat niciun răspuns. Am lăsat uh, telefonul, de fapt telefonul meu este cunoscut de toată lumea, uh, dat fiind și faptul că conduc o organizație autorității legii și ordinii care e pe obiectul principal cu respectarea drepturilor omului și mai mult decât atât, telefonul meu este cunoscut uh, să nu exagerez, dar la peste 3.000 de persoane. Aveți aceeași probleme pe care o are presa din Onești. Semnalam noi chiar acum câteva zile că primarul Alexandru Cristea nu numai că nu răspunde la telefon, dar evită să țină conferințe de presă. Probabil unul din motive sunteți tocmai dumneavoastră aici ca să nu răspundă la întrebarea de ce nu se asfaltează acest drum, mai ales că ați primit în fiecare an în scris confirmarea că în anul respectiv se va asfalta, deci v-au mințit până la urmă cei de la primăria din Onești. Absolut și mint în continuare. Probabil că sunt foarte, cum să zic, grandioși așa, în, atât în exprimare cât și în comportament, probabil și vârsta care o au neavând niciun pic de experiență, trezându-se din președintele unei organizații de tineret oneștean, direct ca și coordonator al primăriei onești. De fapt, sunt niște moșteniri, cum să spun eu, toxici pentru locuitorii oneștiului. De fapt, și de drept, el a fost numit și nu ales, Cred că dumneavoastră ați observat atunci la înscăunarea sa Că buletinele de vot erau deja tipărite, deci nu avea nicio treabă. Se știa dinainte că el va fi. Dovada filmată că acolo, din punctul nostru de vedere, legea a fost încălcată grav pentru că erau deja scrise buletinele de vot. Domnul Ungureanu, cred că dumneavoastră ați observat de la diverse ședințe de consiliu având și obligația să participați că cu mare greutate ați fost acreditat că așa este la noi în România cel care se luptă pentru drepturile omului și respectarea drepturilor omului trebuie să fie marginalizat trebuie să fie cât de cât înlăturat să se-i pună orice pedici ca lumea să nu cunoască purul adevăr e foarte trist din un oraș care era mândria țării, cei care veneau din diverse regiuni ale țării sau de la ministerii pentru diverse controle, etc., nu se mai dădeau plecați înainte ce bine se trăia în Onești lumea era zâmbitoare, lumea mergea la serviciu, aveau case, aveau acum, astăzi, dacă mergem pe stradă, vedem că lumea este foarte tristă, dă cu capul de stâlpi, de cu capul de copaci și vorbesc singuri, urlă cum urlă lupii în păduri. Ia la dumneavoastră aici numai cu cizme se poate pentru că noi am luat imagini și o să mai luăm. Ce se întâmplă, să revenim la subiectul nostru, ce se întâmplă când plouă pe strada Vasile Alexandrei? Un exemplu avem în momentul ăsta, ce se întâmplă? Acum s-a oprit ploaie. Acum s-a oprit ploaie, da. Dar ieri, dacă aveați posibilitatea să veniți când eu personal săpam un șanțuleț să scurgă apa din balta aia, era o baltă acolo, de altfel acum vedeți că și la ora actuală mai curge, Câte un pic. Deci sunteți în pericol de inundație aici, datorită faptului că drumul nu este amenajat de atâția ani. Sunt că apa, de fapt, și de drept, eu fiind în partea de jos, după cum se vede, toată apa din bălțile astea intra la mine în curte, pentru faptul că aici s-a înălțat uh, acostamentul străduței, când, hai să zic străduță, dar eu nu pot să o numesc străduță, cu 35 cm. Se poate vedea că poarta mea este mai jos cu 35 cm față de nivelul străduții. Pentru că, an de an, când eu făceam câte o adresă, Conducerea primării trimitea un autogreder să mai niveleze puțin și După care aducea câteva mașini de balast și tot înălțau, înălțau Și după cum vedeți s-a înălțat față de nivelul porții cu 35 cm Aparține această stradă de municipiul Onești? Ca să fim foarte clari pentru telespectatori, da sau nu? Sigur că aparține, sigur că aparține Numai că eu nu pot să fiu de acord cu acest lucru în sensul că în primii, ani, în primii ani de după anul 90, taxa, cum să spun, impozitul este categorisit pe 5 trepte, dacă A, B, C, D. Noi eram, de fapt, în primii ani, pe categoria A, ca și cum am fi fost în centrul orașului. După care au constatat domniilor că nu e bine, au revizuit un pic și acum suntem într-o altă categorie. De taxe și impozite. Ați plătit taxe și impozite și aveți dreptul ca să fiți și dumneavoastră să aveți un drum civilizat aici, pe strada Vasile Alexandrei? Eu personal, în fiecare an, îmi plătesc taxa pe întregul an și impozitele aferente în luna ianuarie, în primele 15 zile. De altfel, foarte mulți fac acest lucru pe această străduță, beneficiind de cei 10% Reduce. reduceri. Dar nu pentru faptul că ar fi reducerii plătesc Eu o să-mi iau de o grijă Este una din griji să-mi plătesc taxele și impozitele la zi la timp. La Și timp. pentru acești bani nu ați merita și dumneavoastră să aveți o stradă civilizată? Eu personal poate că nu aș merita Dar marea majoritate da, ar merita Practic nu mă pot plânge de lucrul ăsta Că eu în anii tinereții, cum să spun Am lucrat la drumuri și poduri Și știu tot la fel Pe ulița pe care stăteam era mocerlă și la fel când se căra balast pe acolo, sigur că se răsturnau mașini cu balast și luam lopata și împrăștiam. Deci nu mi-este rușini mie de unde am plecat și unde am ajuns. Chiar deloc nu mi-este rușini și pot să dau lecții de educație și pentru tineret și pentru alții chiar de vârsta mea care nu au avut. Aceste. Domnul Rusu. eu am văzut când am venit că erau niște muncitori de la DPP, probabil, de la Onești. Cu ce v-au ajutat acești muncitori? Ce au făcut? Pentru că, în momentul în care noi am deschis camera, au fugit, cu toții care încotro. Cum au evoluat lucrurile în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră către, către DPP Onești? Sau, probabil că l-a sunat pe domnul Paris. Da, l-am sunat după ce eu am săpat un șanțuleț să, să diminuez curgerea apii la mine în curte și domnia sa a răspuns prompt, pentru asta chiar îi mulțumesc. A venit cu un utilaj, a săpat șans, aseară la ora 6 și ceva încă mai săpau șanțulețul de scurgere apei. Iar asta e șanțulețul, nu? Asta e toată treaba, da? Șanțulețul, da? Și din de, 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 de dimineață a venit o echipă cu lopeți, cu mături, cu putare, și au început să dirigeze apa către uh, scurgerii, către șosea. Către e, o, e o soluție acest lucru? Nu este o soluție asta, am propus-o eu să nu-mi intri uh, apă în curte și uh, la temelia casei. Nu este o soluție, sigur că nu este, dar o accept că dacă nu gândeau, făceam pe cont propriu fără nicio aprobare. Ei, și am înțeles că deja a început să se dați cu târnăcopul pe aici. Da, bineînțeles că am dat și nu mi-a este rușinii de treaba asta, dar vreau să spun altă curiozitate, că dis de dimineață a venit echipa și discutau că au primit dispoziții să acoperi șansul și am spus, nu stimați domn, pe deci. porțiunea cât ține păi dacă acoperau -a... șanțul nu va intra apa în curte mai am spus, dar ce comandați, ploaia plouă mâine, din nou și faceți, iar veniți să mai săpați o șanțul îl lăsați așa până la primăvară dacă nu, când o să vă apucați dacă o să vă apucați, că dacă nu sigur îi dau în judecată pentru faptul că la nivel de țară Există un precedent în comuna Băiculești, județul Argeș, în care o persoană a câștigat procesul cu hotărâre definitivă și irrevocabilă, iar autoritățile locale sunt obligate să plătească câte 80 de lei în fiecare zi acelei persoane. Și eu abia aștept și voi câștiga pentru faptul că am 15 dovezi date de primărie, să câștig câte 25 milioane în fiecare lună, timp în care o să rog și cetățenii să mă ajute și să mă apuc în regii propii să betonez această uliță. Deci, iată o chestiune inedită într-un oraș european, că ne mândrim, că suntem în Uniunea Europeană, într-un oraș care era cândva mândria economică a județului Bacău și dădea undeva până aproape de 1% din PIB-ul național, această mare platformă industrială Borzești. Iată am ajuns în situația în care oamenii ajung la un element limită, putem spune așa, în care până la urmă își doresc să asfalteze cu bani proprii șoseaua pentru că nu mai au încredere în, în conducerea primăriei din Onești. Este, este, clar și este evident că primăria din Onești e nu reușește să înțeleagă că nu pe baza unor favoritisme trebuie să asfaltate drumurile din Onești, ci pe baza priorităților aici. La dumneavoastră văd că este o prioritate pentru că sunteți în pericol în orice minut dacă plouă și dacă nu sunteți acasă să vă inunde curtea și casa. Da, aș spune revenind la cele precizate de dumneavoastră că Onești înainte de 89 Dădea 57% din producția județului Deci, de fapt și de drept Oneștiu trebuia să fie capitală de județ Dar toate așa, se fac Așa au fost vremurile, da. Toate se fac în funcție de interese Cum de altfel Observăm că și la nivelul primăriei unești se face numai în funcție de interese. Să apropie alegerile anul viitor și sigur că vor marja să facă câte ceva, acolo unii au interese mai mari. Așa Ei că vor că... veni și la poartă la dumneavoastră să vă ceară votul. Ce veți face în Le-aș da un vot, dar cu rimă. Da. Deci, eu aș solicita în mod expres demisia actualului Primar, interimar. interimar, pentru faptul că nu. Deci fac domnul Crista, solicitați demisia dânsului să înțeleg. Absolut o solicit. De, de, ce? de ce? De ce încă o dată? Am să cer public cum de altfel o fac acum, dar am să cer la mai mulți cetățeni să facă acest lucru. Pentru faptul că nu îl preocupă starea națiunii, starea locuitorilor municipiului, onești, nu îl preocupă numai și numai pentru el și a coliției lui. Asta o dovedește de fapt că domnia sa nici n-a venit pe această străduță să vadă că a fost solicitat să vină. Nu a venit, nu le interesează, ci doar nu mai interese personale. A fost, totuși ați avut o discuție astăzi, ieri, al ieri, a trecut pe aici domnul viceprimar, nu mă refer la domnul consilier viceprimar, ci primarul interimar a fost pe aici? Nu, Domnia sa evite să treacă pe această străduță, a venit numai în spate, la blocuri, probabil că are un interes pe acolo, iar aici nu. L-am salutat și nici n-a răspuns la salut, deci vă dați seama cine ne conduce pe noi în Onești. Da, într-adevăr, dragi telespectatori, o situație eu, este ușor pentru noi, eu ca reporter, să, să mă gândesc că stau bine în Onești. Iată că domnul Rusu, din nefericire sau poate din fericire, a ales un loc, dar nu s-a gândit niciodată că această stradă, atâția ani și mai repetăm încă o dată, aveți ani buni de câți ani a spus, de când de timp tot faceți cere scris, pentru că semnalările dumneavoastră le-ați făcut în scris. Câți ani sunt de atunci? absolut, le-am făcut în scris cu număr de înregistrare, am și răspunsul de la autorități, fapt pentru care le voi depune în instanță, că îi acționez în judecată, pentru faptul că eu sunt în pericol să mi se dărâmi gardul și am să vă rog să fie... Poate să intre și în să casă, că casa e el la un nivel mai jos. Da. Ce să mai discutăm? Da. Deci, domnul Rusu de an de an bun de zile se, se luptă pentru ca această stradă să fie asfaltată. Nu cunoaștem motivele și rațiunile din care conducerea primăriei, atât de pe mandatul domnului Lemnaru, ulterior primar fiind Laurențiu Neghină și în acest moment primar interimar Alexandru Cristea, au considerat că această stradă nu este importantă să fie asfaltată. Probabil că anul viitor, când va începe campania electorală, dânsii vor veni din nou pe la domnul Rusu să solicite să fie votați pentru condiționând în acest fel și aici să spune un fel de șantaj pe care îl practică politicienii înainte de alegeri. Domnule, vă asfaltăm drumul, dar să, să ne votați. Iată că Factorul politic, din punctul nostru de vedere, este determinant în această situație și ne pare foarte rău pentru că vedem că oamenii de pe această stradă, fără cizme, nu pot merge, dar probabil că vara e mai bine. E mai bine vara, hai că acum e, terminul, e ploaie, e toamnă. Vara, dacă aveți ocazia să treceți pe această uliță, că eu trebuie să-i spun uliță, de fapt s-a nimerit bine și denumirea străzii, de Vasile Alexandrei cu poezia Iarna pe uliță. Deci ceva inedit. Vara când trece o mașină și de altfel trec foarte multe, că au obiceiul de a se opri la o crâșmă și după aia cu viteză își ia direcția spre bucium sau nu știu unde și se face un nor de praf, dacă ai ai pus rufile la uscat pe balcon, ai ocazia să le speli din nou a doua zi pentru faptul că sunt mai murdare decât le-ai pus la uscat. Deci vara este praf, toamna, primăvara când e anotimp ploios este noroi, deci fără cizme nu se poate mai spun încă o dată. Dacă nu v-ați fi apucat să vă faceți dumneavoastră în fața porții această rigolă și dacă nu ați fi solicitat să vină măcar să vă ajute aici, deși încă o dată facem precizarea că muncitorii în momentul în care a venit televiziunea exclusiv au luat-o efectiv la goană, nu știu de ce le era teamă, noi vroiam să-i filmăm, să arătăm că totuși încearcă să facă ceva. Ei, acum Iana, pe uliță, cum stau treburile aici, la, pe strada Vasile Alexandrei? Stau uh, trist pentru faptul că nu vine niciodată să uh, dea zăpada. Fiecare e obligat cu lopata să-și facă loc uh, ca să poată merge. Dar revenind la ce ați spus dumneavoastră, la comportamentul actual actualului primar, e ceva de, de noaptea minții, în sensul că au același comportament ca și primii secretari de înainte de 89 și aș putea exemplifica lucru care se poate și verifica de altfel prin 85-86 a apărut să televizoarele cromatic pentru care trebuia să cere aprobare scrisă de la primul secretar ca să poți intra în posesie unui asemenea televizor că doar de fapt și de drept nu trebuia nicio aprobare, că erau banii celui care dorește să-și cumpere un televizor, îl cumpărai uneori în rati pentru faptul că erau scumpe. Și am avut nefericita ocazii să, să întâmpine refuzul primii secretarii Floareș, care era la momentul respectiv, <hătă> După aceea am stat și am așteptat o vreo două ori dis de dimineață în audiență și mi-a zis, da, tovarășul, da, ma, ce vrei. Păi zic, vreau și eu o aprobare pentru un televizor chestii. Stați, tovarășul, că sunt oameni mult mai importanți decât dumneata la nivelul municipiului care doresc să-și cumpere televizoare. Și, cum să spun, fără nicio teamă, afirm că am trecut peste aprobarea domniei sale, mi-am cumpărat un televizor. La prima ședință a solicitat să fiu sancționat, așa, a solicitat votul membrilor și, din păcate, pentru ea n-a avut niciun vot. Pentru faptul că toți au fost de partea mea, că erau în aceeași situație. Deci. Așa procedează și conducerea primăriei din acest moment. De altfel cum au procedat și ceilalți înainte că au avut unii copii. Probabil și că și domnul Cristea în familia sa a avut pe cineva care a projetat la fel înainte de 89 și deci educația în spiritul cetățeanului nu o are. Deci nu o are. De aia noi avem nevoie la conducerea unește de oameni înțelepți, oameni care se gândească la mulțime, nu la ei însăși. Deci să pună mai presus de orice uh, interesul colectivității pe care o conduci. Exact așa cum a procedat Alexandru Ioan Cuza când s-a dus să s, duce, s întâlnit cu Moș Roată și Moșion Roată a fost scuipat de boier și domnitorul țării a zis lasă Moș unii te-a scuipat boierul, uite că eu te pup. Deci așa, de așa oameni am avea noi nevoie, numai că vedem de la conducerea statului în jos Că nu avem acești oameni. Domnule Rusu noi vă mulțumim foarte mult pentru că ne-a chemat să filmăm aici să arătăm oamenilor că se confirmă ceea ce alte televiziuni naționale spun despre Orașul Onești, un oraș fantomă, un oraș în care Crima organizată a făcut legea, au distrus un combinat, dar în cârdășie directă cu politicienii de la ora respectivă. Pentru că este imposibil ca un oraș să dispară pur și simplu din punct de vedere economic fără a-i scoate din ecuație pe politicienii noștri. Așadar, dragii telespectatori, iată cetățenii din Onești ne cheamă peste tot să ne arate mizeria din orașul Onești, să ne arate dezordinea care este în acest oraș în acest moment și dacă putem spune că au fost vremuri grele înainte de 89 aici în, în, în Onești, s-a muncit, aici se muncea, aici era uh, oarecum legea instaurată pentru că iată am ajuns ca istoria să nu se repete de această dată, orașul să nu mai fie un oraș al florilor și să fie un oraș care este gospodărit în mod defectuos. Iată domnul uh, Rusu Ion solicită demisia primarului interimar Alexandru Cristea și alături de alți cetățeni, din câte ne-a spus, veți încerca să, să aduceți la cunoștința publicului acest lucru. Iată, suntem în acest moment pe o stradă care nu este asfaltată Uh, niciodată, după, nu știu dacă a fost după 89 vreodată asfaltată no, niciodată. niciodată, iată o stradă în, într-un oraș care se pretinde a fi civilizat Unde apa poate intra oricând în curtea și în casa cetățeanului Care este cu taxele și impozitele la zi Sperăm să, și ne pare rău, dragi telespectatori Să aducem mereu la cunoștința publicului Atât al românilor de aici din țară, cât și al românilor de pretutindeni că mesajul nostru este că la Onești este mult haos. Pentru exclusiv Onești și pentru exclusiv România, Eugen Ungureanu. Iată, pe final, domnul Rusu vrea să ne mai spună câteva cuvinte. Stimați cetățenii ai municipiului Onești, cu respect și admirație pentru dumneavoastră care de la un sătuc s-a ajuns la un municipiu prin muncă, trudă, lacrimi și durerii, vă rog să aveți mare grijă și mare atenție la viitoarele alegeri atunci când veți bifa pe buletinul de vot să gândiți de o mie de ori să alegeți pe cineva care cu adevărat merită. Dacă nu, să faceți un X pe buletinul de vot. Dacă nu există o altă persoană care să-și depună candidatura, un om înțelept care să lupte pentru interesele dumneavoastră, să puneți un X pe întreg buletinul de vot. Da, dragi prieteni, eu zic că așa, este, este important să fim foarte atenți pe cine alegem. Desigur, noi nu facem aici o campanie electorală, dar se pare că ultima soluție pentru uh, oamenii de bine din Onești, cei care își plătesc taxele și impozitele, este să-i sancționeze pe cei care sunt în acest moment la conducerea primăriei, din Onești. Este un mesaj foarte clar pentru că este într un an care nu este electoral, dar a rămas probabil ultima soluție pentru noi toți pentru a schimba ceva. Și ca să vă corectez, domnule Rusu, eu sunt convins că sunt mult mai mult, multe persoane, există multe persoane care ar putea să fie oricum mai bune decât cei care ne conduc în acest moment Oneștiul. Vă mulțumesc foarte mult domnule Rusu și sperăm să ne chemați altă dată pentru a echilibra într-un fel lucrurile, să ne chemați să avem bucuria împreună să vedem și acest drum asfaltat. Poate acest interviu îi va trezi la realitate pe actualii noștri edili și poate așa cum pe hârtie scrie că se va asfalta, să sperăm că Totuși, putem filma la un moment dat pe această stradă unde să putem merge ca niște cetățeni normali. Mulțumesc. mulțumesc foarte mult dumneavoastră că ați avut amabilitatea și răspundeți cu promptitudine la cererile cetățenilor Municipiului Onești, cum de altfel nu o fac alte televiziuni care nici nu vor să te primească existente în Onești. Și mulțumesc și celor care ne privesc oriunde s-ar afla pe acest glob și să gândească și ei mai bine în momentul în care se apropie alegerii pe cine să voteze, că au drepturi ca și noi, numai că domniilor lor sunt afară unde sunt, iar votul lor s-ar putea să ne fie dăunător nouă celor care locuim în țară, dacă ei se lasă influențați de alții din zonele în care locuiesc. Pe final o să spun un lucru. Iată, se discută în aceste zile despre votul prin corespondență. Ne apropiem într-adevăr de finalul acestui interviu. Sperăm ca românii de pretutindeni să aibă posibilitatea și oneștenii de pretutindeni. Să, să poată să-și exprime votul și prin corespondență. Dar până la urmă, până vin strainerii noștri, până vin românii noștri de din străinătate, iată trebuie noi, cetățenii din Onești, să ne facem auziți, pentru că suntem aici și primii și datoria noastră este ca noi, cei din Onești, să, să luăm atitudine. Mulțumim telespectatorilor, mulțumim tuturor cetățenilor care... Ne cheamă, televiziunea exclusiv TV va fi prezentă oriunde, oneșteni, oneștenii dragi. Chemați-ne, semnalați-ne lucrurile noi, pentru că presa nu este făcută să laude, asta se făcea înainte de 1989. Presa este făcută să arate realitățile așa cum sunt ele, fie că ne convin sau nu, de aici, din, din acest oraș care încet, încet, cum ne spun oamenii, devine orașul fantomă, dar eu aș spune mai drastic devine o comună uh, fantomă. La revedere, dragi prieteni, și nu uitați că televiziunea exclusiv se va luta întotdeauna pentru dumneavoastră dacă ne semnalați aspectele uh, negative din municipiul Onești. La revedere!